Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean, a transmis un comunicat de presă în care demontează acuzațiile aduse de liderul deputaților liberali Florin Roman cu privire la faptul că la Buzău autoritățile locale nu ar fi în stare să gestioneze situația creată de pandemia de coronavirus. În urmă cu trei săptămâni mi-am exprimat disponibilitatea de a achiziționa un aparat de testare PCR din fondurile Consiliului Județean Buzău. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Ministerului Sănătății au fost informați că Ministerul Sănătății va aloca suma de 300.000 de lei Direcției de Sănătate Publică Buzău pentru achiziția unui aparat de testare PCR. S-au făcut demersurile de către DSP pentru că acest aparat să poată fi folosit cât mai repede de către buzoieni. Au fost realizate deja circuitele și componentele au început să ajungă. În loc de a intra într-o luptă politică și a lua decizii doar pentru a ieși în față, am hotărât că este urgentă testarea cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Buzău. Nu ne puteam permite să așteptăm ca aparatul PCR să ajungă la Buzău, astfel Consiliul Județean Buzău a comandat un număr de 4.000 de teste rapide. Având în vedere opiniile diferite existente la nivelul Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Buzău, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, a comunicat spitalului județean de urgență că nu este de acord cu folosirea acestor teste. Prin urmare, numărul testelor rapide destinate testării cadrelor medicale a fost redus la 1000. Medicii, în loc să fie sprijiniți de Ministerul Sănătății și de Guvernul României, au fost nevoiți să facă o declarație pe propria răspundere pentru a putea folosi testele rapide achiziționate de către Consiliul Județean Buzău, a precizat Petre Manuel Neagu. Șeful Consiliului Județean Buzău explică în comunicatul de presă că au fost alocați bani pentru achiziția de materiale de protecție, iar sumele vor fi suplimentate în cursul săptămânii viitoare. La începutul pandemiei, Consiliul Județean Buzău a alocat 2 milioane de lei pentru a limita răspândirea acestui virus, banii au fost folosiți pentru a achiziționa materiale de protecție măști, mănuși, combinezoane, cizme și ochelari de protecție, pentru cei care se află în prima linie în această luptă, dar și pentru a suplimenta aparatura medicală atât de necesară în această perioadă și materiale sanitare. În ședința Consiliului Județean Buzău, care va avea loc săptămâna viitoare, vom aloca încă 2 milioane de lei comunităților locale din județul nostru, pentru că noi suntem alături și de ei în această luptă. Consiliul Județean Buzău nu a primit niciun sprijin financiar de la guvernul României. Pentru a gestiona această criză sănătății publice, se arată în comunicat. În prezent, în județul Buzău lucrurile se află sub control, iar acest fapt se datorează tuturor eforturilor noastre, ale autorităților locale de a proteja atât personalul medical, cât și populația, precizează în încheiere Petre Emanoil Neagu.